Acum o să face slalom printre copaci. E o formă de protejă asta? Proteza, cine rezolvă problemele aici? Sunteți de acord cu această formă de protest? Da, din cauza faptului că au trecut cam 7 ani de când instituțiile care se ocupă de administrarea drumurilor județene promit că se va asfalta zona Guleaia, table, deci DG94 de la kilometru 0 până la 1,3. Nu s-a întâmplat nimic. Acum, după cum ați putut vedea și dumneavoastră, bănuiesc că ați venit pe drumul care circulăm cu toții zilnic, 6 comune, către Botoșani. Situația drumului e din ce în ce mai jalnică, în sensul că nu se poate circula aproape deloc pe el, fiind groapă lângă groapă. Drept pentru care am solicitat în mod repetat de la începutul anului să se găsească o soluție pentru asfaltarea celor, sau reabilitarea celor 1,3 km care sunt mai deteriorați și nu s-a întâmplat nimic. Fapt pentru care am trecut și la măsuri, spun eu, puțin mai neortodoxe, în sensul că chiar dacă voi risca să fiu catalogat de o parte din cetățeni ca și un nebun care s-a apucat să planteze sau câmp sau să facă lucruri mai la limita legii pe drumurile județene, îmi asum acest lucru din cauza faptului că nu mai putem suporta cheltuielile care trebuie să facem cu mașinile din cauza situației drumurilor județene. Ieri am avut o discuție cu cei de la drumul județen, a venit directorul general, domnul Sorin Clim, și cu directorul adjunct, care ne-au promis în sfârșit că în maxim 5 zile vor veni utilaje să se apuce de lucrări și să reabiliteze această porțiune. Pare rău că trebuie să ajungem la asemenea măsuri pentru a rezolva ceva, dar este clar că se pare dacă nu abordăm și altfel temele,